A decedat undeva după două zile după ce a născut. Tata al fetiței care a născut o fetiță. A luat-o și undeva acolo, vă lună, două, dacă a trăit și a decedat și ea, o a avut un mătăraș la cap. Și după noi am trăit pe la centrul de plasament și într-o zi bună, așa, domnul cred că a dat. M-am născut eu într-o familie așa, tot cum suntem noi acum. Sărac, tatăl meu era de-a doilea, stă aici. Și adică am crescut undeva vreo 6-7 ani cu ei și după s-o primit așa că am, cum să vă spun, m-am dus la o casă de asistență socială unde copiii stau. Și după un an de zile, doi ani de zile, a venit și mai am o soră mai mică ca mine. Și a venit într-o zi cu... Asta e. Aici. Și după a venit și sora mea, am văzut cu mama că trăiesc bine acolo, fiindcă mama servea, umbla, adică din, cum să vă spun, de la casă în alta și după ăsta, au văzut că acolo e bine, că acolo dau mâncare și ne învață, ne îmbracă și așa mai departe. A avut și eu început a plânge și a spus neanea Iemășcu și pe mine cu tine acolo și am vorbit cu mama și a lăsat-o cu mine și mama a prins însărcinată. Și medici i-a spus că nu lăsa sarcina pentru că o să mor tu și copilul tău. Nu se poate uite aici. Asta-i. Și când a ajuns timpul la naștere, așa și-a fost. Au avut cancer la matcă, nu știu unde, adică pe... Nu ne-a spus detalii, dar... A decedat undeva după două zile după ce a născut. Tata al fetiței care a născut o fetiță, a luat-o și undeva acolo vreo lună, două, dacă a trăit și a decedat și ea, o a avut un mătăraș la cap. Și după noi am trăit pe la centrul de plasament și într-o zi bună, așa, domnul cred că a dat, ne-a fiat. Ne-a fiat a doilea părinți care au fost. Nu, baby. Nu plânge, mama. Nu, baby, cine? Nu plânge. Ne-a fiat și ne-a dat, nu știu, parcă nici nu a fost, nici n-am avut o altă mamă. Și tata, așa de... Și nu știu cum să vă predau, adică au fost niște părinți foarte buni. Mai buni decât, cred că și acum, mai buni decât mama și tata care este. Nu au fost nici n-a să fie. De lumina! De lumina! Și ne-a luat. Stai, hai, du-te. Ridic-te jos. Și după ne-a luat părinții, ne-a dat la școală, eu fiind bolnavă, am umblat la mulți medici și stai puiule. Am umblat la mulți medici, m-a lecuit sora mea
cred tot era foarte, nu învăța foarte bine și eu la fel. Și părinții noștri ne-au dat așa, a fost la medici și soara mea a învățat-o singură așa să meargă, să facă, să învețe mai bine. Și acum, după am terminat școala și după ce am terminat școala, m-am dus la Vișoara să învăț. Și acolo am învățat un an de zile și n-am terminat școala. A venit soțul meu, care este acum la moment. L-am întâlnit pe el și am început să fiu cu el. Și el a plecat de la școală, a terminat școala. Și eu fiind de la Vișoară, trebuie să ne mutăm la Ștefan Vodă. Și în timpul ce el a, cred că așa a fost fie de la Domnul, că eu întotdeauna îi spuneam lui mama, dacă o să fie ceva, să îmi fiez sau să fie o sărcinată, cât de vreme nu ar fi, eu niciodată bârnă să-mi fac așa. Părinții mei așa m-au educat, că fiind copilul care l-am, să fie lângă mine, fiecare copil merită să aibă mamă. Și cred că mai bună decât... Nu, papa, nu se poate. Și mai bună de mamă care este, n-o să fie. Și am prins însărcinată și nu am putut să termin școala mai departe. Și după am prins însărcinată, ne-am bucurat ambii. Părinții ne-au ajutat, am trăit un timp la ei. Ne-au ajutat și cu nunia și cu botezul fetei. Și după asta s-a dus soțul pe cicotare la Rusia, adică nu e pe cicotare, dar aici pe cicideal, să lucreze, să procurăm o casă. Și s-a dus, a lucrat undeva 3 ani de zile, am dat jumate din bani, din casă și după asta și a venit timpul că a murit un moș de a mamei mele adevărate. Și casa, dar m-a rămas mie, nu ne-o... A rămas nouă și a spus, doamnă, rudele astea care aici erau, spune că nu lăsați casa pentru că o să reschească. Și că ne-am mutat aici și așa locuim până când avem vă 2 luni de zile de când suntem aici. Și soțul a venit fiindcă cu războiul ăsta s-a început, nu a putut să stai acolo. Și a venit aici și unde mai lucra, care pe sat, care pe nest. Și acum aici la trasă, aici la trasă la Cucana, s-a angajat ca spălător auto și aduce bani seara, mai aduce dulciuri la Adelina, dar pur și simplu nu ne ajunge, adică salariul nu l-are fix și avem nevoie de multe, adică părinții chiar ieri mama cu tata a fost, că acolo trebuie vrem să tragem apă, tot ei ne ajută. Și șeful soțului meu îl ajută adică știe situația noastră și îi mai dă bani în plus pentru că să tragem apă, că nu avem nici apă, nici gaz, luăm de la vecini apă. Și cam... Da, mulțumesc mult, cred că cât ne-a rugat noi, cred că v-a dus pe dumneavoastră la noi și cred că foarte mult, adică plângem nopțile. Anul trecut s-a întâmplat așa că tot când eram cu soțul împreună și am prins însărcinată și am avut o pierdere, am pierdut copilul. Și așa de tare plângeam zi și noapte și îl visam prin jis, cum mă strigă, mami, de ce m-ai lăsat? Și așa a fost așa un moment că nici n-am vrut să trăiesc și părinții, soțul a spus că nu, hai, pentru cine trăie, adică. Și că nu vedem pe Adelina, fetița noastră. Da.
Iisuse. Doamne Iisuse. Vin în fața ta. Vin în fața ta. Și îți mulțumesc. Și îți mulțumesc. Din toată de inima. Pentru tot ce faci pentru, pentru mine. Pentru tot ce faci pentru mine. Pentru că tu mă cunoști. Pentru că tu mă cunoști. De fapt mai știu dinainte. De fapt mă știu dinainte. Mulțumesc. Mulțumesc. Că mi-ai purtat de grijă. Că mi-ai purtat de grijă. Mulțumesc că mă iubești. Mulțumesc că mă iubești. Și că m-ai ajutat până aici. Și că m-ai ajutat până aici. Te rog din toată inima. Te rog din toată inima. Iartă-mă. Te rog din toată inima, iartă-mă. Pentru tot ce am făcut până acum. Pentru tot ce am făcut până acum. Iartă-mă, Doamne. Iartă-mă, Doamne. Mă pocăiesc de tot trecutul meu. Mă pocăiesc de tot trecutul meu. Și vreau să te primesc. Și vreau să te primesc. Din toată inima. Din toată inima. În viața mea. În viața mea. Vino, te rog. Vino, te rog. Spală-mi gândul. Spală-mi gândul. Curățește-mi inima. Curățește inima. Și cercetează-mă. Și cercetează-mă. Te rog, Doamne Iisuse. Te rog, Doamne Iisuse. Vino în viața mea. Vino în viața mea. Schimbă-mă. Schimbă-mă. Și ajută-mă să trăiesc. Și ajută-mă să trăiesc. Așa cum tu vrei. Așa cum tu vrei. Iartă-mă, te rog, Doamne. Iartă-mă, te rog, Doamne. Ai grijă și milă de mine. Ai grijă și milă de mine. Fii cu mine fiecare zi. Fii cu mine fiecare zi. Ai grijă de viața mea. Ai grijă de viața mea. De copiii mei. De copiii mei. De familia mea. De familia mea. De casa mea. De casa mea. Și știu. Și știu. Că tu vei purta de grijă. Că tu vei purta de grijă. Și în continuare. Și în continuare. În numele lui Iisus m-am rugat. În numele lui Iisus m-am rugat. Amin. Amin. Mulțumesc mult de daruri aduse. Domnul să ne aibă în pază. Pe dumneavoastră în drum bun să vă să aveți un drum bun, să ajutați Domnul să ajute să vă dăie să vă dăie Domnul să ajutați și alte persoane care au nevoie ca și noi. Și la care familie locuiesc așa că noi să nu trăiesc să fac tot să fie mai bine. Mai bine să trăiască. La revedere. La revedere, mulțumesc mult. Na, ține, de papa.
Mulțumim frumos pentru ceai și pentru deservire.